Federația Română de Canotaj și-a premiat la mijlocul acestei săptămâni în cadrul unei gale cei mai buni sportivi din 2021. Așa cum era de așteptat, printre premianți s-au numărat și sportivii clubului Steaua București, în frunte cu Simona Radiș, Ciprian Tudosă și Mugurel Semciuc, dar și contribuția antrenorilor a fost recompensată. Medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo în proba de dublu vâzle feminin alături de Ancuța Bodnar, Simona pregătește în cantonamentul din Italia un nou sezon competițional unde speră să urce de cât mai multe ori pe podium. Cum poate un campion olimpic să se remotiveze 100% și să dea totul din nou la antrenamente cu gândul la alte competiții? Am lăsat în spate rezultatul, ne bucurăm că l-am câștigat atât eu cât și Ancuța, dar noi odată ce am revenit în cantonament am luat-o de la zero, ca și cum am fi doar două sportive, fără nume, fără rezultate, care trebuie să muncească mult, să construiască, pentru a atinge iarăși marile trepte ale lumii. Cum ți-a schimbat viața succesul de la Tokyo? Într-un mod pozitiv, sunt puțin mai cunoscut, mi-a adus un oarecare respect din afară pe care înainte nu îl primeam sau îl primeam într-o măsură mai mică. Cred că cel mai mult m-a schimbat pe mine, felul în care percep lucrurile și felul în care gândesc și iau decizii. Iar despre oamenii dragi și cei care mă urmăresc, nu pot să spun decât că au fost mândri și s-au bucurat enorm pentru acest rezultat. Te gândești să încerci să bați recordul doamnei Elisabeta Lipa? Doamna ei are un record greu de atins. Eu îmi doresc doar să mă depășesc pe mine. Pe doamna ei cred că va fi foarte greu. Poate la un loc cu Ancuța să spunem că o vom depăși. Cred că principalul lucru care contează este acesta de autodepășire și de a ne dori să devenim mai buni decât am fost ieri. Tot cu această ocazie, stelistul Ciprian Tudosa a demonstrat că nu este doar un mare campion, ci și un om cu suflet deosebit. La licitație organizată în cadrul galei, Ciprian a donat o sumă consistentă de bani pentru a o sprijini pe Ana Maria Copzaru, o tânără și talentată muziciană, pentru a-și putea continua studiile în domeniu. În primul rând, doresc foarte mult să ajut copiii care își doresc să facă ceva, care muncesc pentru visul lor și dacă am avut ocazia să fac asta, am zis de ce nu. În al doilea rând, este o mare onoare să am un așa tricou în colecția mea, ținând cont ce semnături sunt acolo, dar cum am zis, primul gând era să ajut. Ce îți lipsește cel mai mult în cantonamentul din Italia? Sincer, nu știu dacă îmi lipsește ceva, pentru că m-am acomodat acolo. Chiar glumeam cu colegii noștri din 2017, de când am ieșit prima dată în Italia. Cred că de acum trebuia să ne ofere și cetățenie cei de acolo. Suntem ca acasă, cunoaștem pe majoritatea oamenilor de acolo, deci este ok. Cum a fost revederea cu barca care ți-a adus medalia de argint la Tokyo? A fost puțin emoționant pentru că parcă mi-a trecut așa prin fața ochilor toate momentele la Tokyo și înainte de Tokyo, momentul când m-am întors de la pontonul de premiere la către cei din echipa noastră. A fost foarte, foarte emoționant și încă simt acea emoție atunci când mă antrenez, pentru că mă antrenez pe barca unde am obținut medalia de argint la Olimpiadă. Imediat după gală, sportivii și antrenorii s-au întors în Italia, acolo unde vor continua pregătirea până la sfârșitul lunii aprilie.